Noul Consiliu de Dezvoltare al Municipiului este un grup de prognoză și planificare format din oameni implicați în viața comunității, vorbind despre persoane care activează în educație, cultură, economie și social, precum și din zona bisericii. Organismul va funcționa pe lângă primăria Buzău și va avea în componență 40 de membri. Astăzi a avut loc ședința de constituire. Am încercat să creăm o echipă de circa 40 de oameni, de personalități marcante din domeniul economic, din domeniul educațional, din domeniul social, din domeniul cultural, astfel încât să propunem comunității buzoiene un plan de acțiune pe perioadă medie și lungă, unde pe niște planuri propuse, un plan de acțiune propuse pe care să-l supunem dezbatere reale publice în sălile de primărie și viitoarea sală reabilitată a fostul cinematograf Dacia. Alături de specialiștii Consiliului pot veni și cetățeni simpli. De altfel, mai multe proiecte de dezvoltare creionate de grup vor fi supuse dezbaterii publice. De asemenea, va fi elaborat un plan de acțiune pe termen lung, cu câteva etape intermediare de investiții. Sperăm să, în aceste comisii, să avem deja prima formă de plan de acțiuni până în 2030 pentru orașul Buzău, urmând ca aceste planuri să fie dezbătute, cel puțin în 3 săli, dezbateri reale, nu le punem pe site și nu va interveni nimeni. Nu. Deci invităm pe toți buzoienii care vor să se implice să vină cu idei și să avem un plan care să-l putem aplica, un plan care să-l putem finanța. La evenimentul de astăzi, mai mulți profesori universitari din Iași, cu care colaborează primăria în vederea elaborării unor strategii de dezvoltare, au prezentat câteva variante de logo pentru orașul Buzău. Primarul dorește ca pentru promovarea Buzăului să existe și un brand reprezentativ pentru municipiu. Din ce am văzut acolo, îmi place foarte mult chestia asta, Buzău e optimist. Ați văzut altul, domnule, să bași tradiția. Altul a zis să Buzău, un oraș al oportunităților, un oraș Buzău deschis, Buzăul deschis. Dar asta va ieși tot din dezbateri și sper să avem o imagine, un simbol pentru orașul nostru care să ne și mobilizeze. Având în vedere că este festivalul Benone Sinulescu, cred că ar trebui să avem pe unul din locurile astea și ai Buzău, Buzău, un semn de imn al deșteptării buzoiene, adică să ne trezim, să nu mai dormim așa tot timpul și să ne trezim la viață, adică mulți dintre buzoieni trebuie să ne trezim la viață. O parte foarte harnici, o parte mai puțin harnici. Și aia care dorm, care sunt mai puțin harnici, să-i trezim pentru imn de asta serios, hai Buzău, Buzău! Consiliul de Dezvoltare al Municipiului Buzău nu va avea un lider. Organismul va fi format din 4 comisii de dezvoltare economică, educațională, socială și culturală.